Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Bine v-am găsit! În contextul începerii școlii mâine, tot mai mulți părinți se îngrijorează cu privire la sănătatea copiilor în fața variantei Delta. Spre deosebire de situația din primele trei valuri, numărul copiilor spitalizați și care necesită îngrijire în terapie intensivă a crescut vizibil în raportările oficiale ale Institutului Național de Sănătate Publică. La ultima raportare de ieri, 116 copii erau spitalizați după infecția cu SARS-CoV-2, dintre care 8 erau internați la ATI. Așteptarea primului clopoțel, ne uităm și peste cifrele venite din alte țări unde școala a început mai devreme. În Statele Unite, odată cu revenirea în bănci, 252.000 de copii au fost testați pozitiv într-o singură săptămână, relatează CNN. Deși specialiștii spun că mortalitatea în rândul copiilor este mică, medicii îndeamnă să prevenim cazurile de îmbolnăvire. Despre asta discutăm în continuare cu medicul Iulia Țincu, medic pediatru la Spitalul Victor Gomoiu. Bună dimineața, doamnă, vă mulțumesc foarte mult! Bună dimineața, bun găsit tuturor! Doamna doctor, ați observat o schimbare a dinamicii numărului de cazuri de copii diagnosticați cu COVID în ultima vreme? Într-adevăr, este un de cazuri diagnosticați cu COVID-2 în rândul populației. Însă cred că nu suntem la momentul să facem concluziile finale. Că majoritatea epidemiologice nu au fost încă întrunite, aștept. Da, din păcate vom încerca să refacem această legătură video, deoarece comunicarea nu este eficientă. Colegii mei vor încerca să o refacă. Între timp, doamnelor și domnilor, vă reamintim că vorbim despre faptul că mâine începe școala. Părinții sunt îngrijorați de evoluția pandemiei în contextul noii variante Delta a coronavirusului. Desigur, toată lumea încearcă să găsească măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor, inclusiv autoritățile care au pregătit o serie de măsuri speciale în contextul începerii școlilor. Elevii și profesorii vor fi obligați, desigur, să respecte câteva măsuri de protecție sanitară. Asta în contextul în care, odată cu numărul de îmbolnăviri, crește și numărul de cazuri depistate la copii. 116 copii erau spitalizați ieri după infecția cu SARS-CoV-2, dintre care 8 erau internați pe secțiile de terapie intensivă. Din vești îngrijorătoare și de peste ocean, într-o singură săptămână, 252.000 de copii au fost testați pozitiv, după ce puțin peste 2.000 erau depistați cu SARS-CoV-2 în luna iunie a aceluiași an. Da, cazuri cu o mortalitate redusă, spunem, în contextul îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, dar totuși medicii îndeamnă să prevenim cazurile de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 în măsura în care acest lucru este posibil. Se iau, spuneam, măsuri speciale și în școli. De mâine elevii din toată țara se întorc la școală cu prezența fizică. Excepție vor face elevii unităților de învățământ care se află în scenariul roșu, iar numărul acestora ajunge la 2400. Am revenit la doamna doctor Iulia Țincu. Doamna doctor lucrează la Spitalul Gomoiu, unde se tratează inclusiv copii care suferă de SARS-CoV-2. Doamna doctor, aș vrea să vă rog să vă reluați ideea. Da, într-adevăr, povesteam în minutele cu întrerupere de mai devreme faptul că am văzut un val nou de pacienți de vârstă pediatrică infectați cu SARS-CoV-2. Încă nu putem trage, spuneam, concluziile finale, pentru că nu vorbim de începerea școlii, nu vorbim de acele criterii epidemiologice cu aglomerare masivă care duc totuși la îmbolnăviri susținute chiar și în rândul populației pediatrice. Deci suntem cumva și noi pregătiți înainte de începerea școlilor, așteptând cu multă precauție ceea ce se va întâmpla în momentul în care cei mici vor reveni în bănci. A nu se înțelege de aici că susținem oprirea începerii școlilor, ci din contră, cred că socializarea și învățarea într-un mediu adecvat, așa cum cei mici erau învățați, trebuie să se reia cu toate criteriile impuse până la urmă de o nouă ordine dată de pandemie. Doamna doctor, a fost o vară în care am văzut multe cazuri de viroze respiratorie la copii. Numărul mic de cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 a făcut ca toată lumea să se relaxeze, am mai renunțat la mască și aș fi vrut să vă întreb, odată cu intrarea în colectivitate, cum ar trebui să privească părinții orice simptomatologie care duce în această direcție?
Cred că începerea școlilor se poate realiza cu succes dacă vorbim de concursul a trei factori importanți în societatea românească. Cred că, în primul rând, discutăm de responsabilitatea părinților și a familiilor, care până la urmă erau deja învățați cu ceea ce înseamnă pregătirea igienei legată de orice formă de colectivitate. Ei știu primele semne de boală, ei cunosc primele semne de viroză, ce țin de febră, de tuse, de gât răgușit, de durere la nivelul gâtului. Reușesc să semnaleze corect lucrul acesta medicului de familie sau medicului din instituțiile școlare. Ulterior vin pregătirile legate de școală. Fiecare instituție de învățământ deja s-a pregătit cu ceea ce înseamnă distanțarea la nivelul băncilor, un nivel mai bun de aerisire al claselor, efectuarea până la urma orelor de educație fizică, fără mască, dar în spațiile aerisite și spațiile deschise. Și într-un final, cred că vin reglementările legate de autorități, cei care trebuie să pună până la urmă toate condițiile desfășurării unei astfel de activități școlare la punct, să tragă toate semnalele de alarmă, să ne țină la curent cu nivelul de îmbolnăvire și să asigure condițiile pentru ca tot ceea ce e nevoie pentru astfel de sanitație bună să existe la nivelul școlilor. Da. Aș fi vrut să vă întreb, în contextul în care copilul revine acasă cu o simptomatologie care trimite în această direcție, sunt eficiente testele rapide în cazul copiilor? Este prima măsură de semnalare a unei posibile infecții cu SARS-CoV-2. E adevărat că debutul unei viroze banale, simple, cea cu care până la urmă eram obișnuiți în rândul copiilor de vârstă școlară, se aseamănă foarte mult cu primele semne de boală ale infecției cu SARS-CoV-2. Și vorbim aici de tuse, de febră, de rinoree, de durere la nivelul gâtului sau chiar simptomatologie digestivă. Până la urmă, în perioada aceasta foarte timpurie a debutului unei boli acute, nu poți face foarte bine diferența între o infecție banală sau infecția cu SARS-CoV-2. Însă testarea rapidă cu antigen ne poate semnala prezența virusului chiar dacă ele nu sunt 100% sigure din acest punct de vedere, însă reprezintă o primă cale de testare. Da, sunt atât în grădinițe cât și în școli cazuri în care părinții mai trimit copiii bolnavi în colectivitate, din păcate. Cât de mare ar trebui să fie vigilența în vederea triajului în această perioadă? Cred că vorbim în această toamnă în care cu toții ne dorim ca cei mici să înceapă școala, grădinița sau creșa. Este clar o dorință unanimă în întreaga societate. Cred că fiecare trebuie să pună umărul a crește un pic responsabilitatea, părticelei de responsabilitate care îi revine până la urmă fiecăruia. Și atunci dacă în timpul extra pandemic mai trimiteam la școală un copil cu febră sau un copil cu rinoree, lucrurile cred că stau diferite în toamna anului 2021, atunci când orice febră, orice tuse sau orice scaun modificat poate să însemne debutul unei infecții cu SARS-CoV-2. Trebuie să mă gândesc la colegul de școală al copilului meu care poate are o boală cronică, care poate are o imunodeficiență. Trebuie să mă gândesc la, până la urmă, și la profesorii sau educatorii care și ei au comorbiditățile cu care vârsta până la urmă vine la pachet. Și în felul acesta, sporirea nivelului de responsabilitate intrafamilial cred că aduce mare parte din succesul limitării răspândirii bolii în școli. Da, urmărind cifrele de la o zi la alta, am văzut că în doar o zi a crescut cu 3 numărul copiilor internați la terapie intensivă din cauza SARS-CoV-2. Copiii care ajung în stare gravă au comorbidități sau nu neapărat? Știm deja, după un an de evoluția pandemiei, că pacienții de vârstă pediatrică fac mai rar boli foarte grave și mult mai rar au nevoie de tehnicile acestea susținute de terapie intensivă. Totuși, și la această vârstă există anumiți factori de risc. În primul rând, o vârstă foarte precoce, cum ar fi sugarii de vârstă foarte mică, sub vârsta de 3 sau 6 luni. Cei care au poate anumite deficite imune sau malignități sunt cu siguranță în zona de grup de risc foarte crescut. Aceștia sunt cei care populează astăzi secțiile de terapie intensivă și cred de asemenea că nu deținem toate mecanismele moleculare sau genetice prin care cunoaștem imunitatea acestor copii. Cu siguranță acolo se întâmplă ceva dezechilibrat, ce îi face ca să răspundă mult mai sever furtunei de citochine specifice acestei boli.
Da, s-a vorbit foarte mult despre sindromul inflamator multisistemic în urma bolii COVID-19. Din experiența dumneavoastră, în timpul pandemiei, au fost frecvente astfel de cazuri? Nu știu dacă frecvența e atât de importantă cât faptul că au fost, pentru că acele cazuri prezente, tratate în toate spitalele din București și din țară au fost de un dramatism ieșit din comun. În primul rând pentru că reprezentau un lucru de inovativ, să spunem, în patologia pediatrică, un lucru nou întâlnit, cu agresivitate și cu o terapie direcționată pe foarte multe arii de tratament, astfel încât severitatea fiecărui caz în parte a făcut foarte dificil acel moment. Da, au fost copii care au suferit de sindrom inflamator sistemic post-COVID. El nu este neapărat foarte frecvent, dar prin faptul că este sever și poate lăsa sechele la distanță, mai ales a celor pacienți care au trecut printr-un prim episod de boală neidentificat adesea, ne face să fim mult mai vigilenți și reprezintă cu siguranță unul din motivele pentru care ne dorim astăzi o prevenție foarte eficientă. Deci acest sindrom multisistemic inflamator poate apărea chiar și după o formă asimptomatică, fără ca părintele măcar să fi știut că copilul a fost infectat? Cred că până la 50% din cazurile pe care le-am depistat în spital la pacienți venind pentru stare generală proastă, febră prelungită, afectare cardiacă, afectarea coagulării, afectare chiar hepatică, au fost câteva cazuri, spuneam că peste 50% dintre acești pacienți care într-un final au întrunit criteriile de sindrom inflamator multisistemic post-COVID, nu au putut identifica un moment prim al bolii COVID-19. Reluând criteriile epidemiologice și reluând anamneza în trecut, în urmă cu 3-6 săptămâni, am putut depista prezența adulților pozitivi în familie, chiar dacă respectivul pacient pediatric a fost la momentul respectiv fie netestat, fie asimptomatic, fie negativ poate la unul dintre teste. Deci a existat întotdeauna criteriul epidemiologic, chiar dacă clinic boala COVID-19 nu s-a manifestat intens la copil. A existat un orizont de timp după infecție la care a apărut acest sindrom? Sau nu e o regulă? Știm deja din literatura de specialitate că între 3 și 6 săptămâni de la infecția primară COVID-19, de la boala COVID-19, apare sindromul inflamator multisistemic la copil. Cam aceasta a fost regula în majoritatea cazurilor, deși am observat și semne mai și forme mai tardive de boală care au apărut după 8 săptămâni de la infecția cu SARS-CoV-2. Da, doamna doctor, ne pregătim de o concluzie și aș fi vrut să vă întreb, pentru părinții care mâine își duc copii în colectivitate, fie că la creșă, fie că la grădiniță sau la școală, ce ar trebui să știe? În primul rând să privească cu optimism acest nou debut al anului școlar, pentru că așa ne dorim să ne creștem copii, indiferent de boli și de pandemie. Să ne gândim că există resurse peste tot în lume și întotdeauna există căi prin care putem combate această pandemie. Regulile personale de igienă, păstrarea chiar a dezinfectantului în ghiozdanul școlar, îndemnul acesta de spălare a mâinilor frecvent după minutele de pauză sau după orele de curs. Nu putem spune lipsa socializării, pentru că asta ar însemna să-i deprivăm pe copii până la urmă din una din caracteristicile vârstei lor, dar în orice caz, mesele de prânz luate în mai puțin copii decât în săli foarte mari cu întreaga clasă. Cred că toate acestea fac parte până la urmă dintr-o prevenție primară. Bineînțeles, purtatul măștii și o bună imunizare la toate grupele de vârstă pentru care vaccinul este astăzi aprobat aduce un plus valoare prevenției noastre în 2021. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor. Iulia Țincu a fost de la Spitalul Victor Gomoiu din Capital. După o lungă vacanță, elevii din toată țara trebuie să se întoarcă la școală. Revenirea fizică în bănci nu se va face însă în condiții tocmai obișnuite din cauza pandemiei. Elevii și profesorii vor fi obligați să respecte câteva măsuri de protecție sanitară.
De mâine, elevii din toată țara se întorc la școală cu prezența fizică. Excepții fac elevii unităților de învățământ care se află în scenariul roșu. Numărul acestora ajunge la 2400. Pentru întoarcerea într-un mediu sigur, autoritățile au hotărât că atât elevii cât și unitățile de învățământ trebuie să respecte o serie de reguli. Școlile sunt obligate să asigure un spațiu de izolare temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2. Pe lângă acest lucru, unitățile ar mai trebui să pună la dispoziția elevilor materiale de curățenie, igienă și dezinfecție. Lista obligațiilor nu se oprește însă aici. Asigurarea distanțării de cel puțin un metru în sala de clasă, stabilirea unor circuite funcționale, organizarea spațiilor de recreere, asigurarea permanentă a materialelor de protecție pentru elevi, instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecție sanitară. Pe durata orelor de curs, atât elevii cât și profesorii vor fi nevoiți să poarte mască. Autoritățile au stabilit că măștile pot fi atât din material textil cât și de uz medical. Cadrele didactice care activează în învățământul special vor putea purta însă și viziere. Elevii vor merge fizic la școală până când rata de cazuri din localitate va atinge 6 la 1000 de locuitori. Anul școlar, care începe mâine, se va termina în luna iunie a anului viitor. Primul semestru va fi unul scurt, care se va încheia odată cu vacanța de iarnă din perioada 22 decembrie-9 ianuarie. Al doilea semestru, în schimb, va avea 20 de săptămâni. În acest timp, elevii se vor putea bucura de vacanța de primăvară, apoi vor lua din nou vacanța de vară până în septembrie. Fiecare nou an școlar înseamnă pentru toți copiii un nou început, aduce cu el emoții, proiecte și provocări, cu atât mai mult în pandemie, când copiii experimentează odată cu această nouă etapă respectarea regulilor sanitare și teama de îmbolnăvire. Cum îi pregătim pe copii să facă față unei realități pentru care nici măcar noi, părinții, nu am fost pregătiți? Ne spune psihologul Karen Rosner. Bună ziua, doamnă! Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Un nou an școlar tot în pandemie. Cum ne pregătim copiii să facă față măsurilor sanitare și fricii de îmbolnăvire? Discutând foarte mult cu ei, părinții ar trebui să aibă un timp alocat acestei discuții speciale legate de școală și să nu le inducă copiilor teama sau îngrijorările proprii. Pentru că întoarcerea la școală este necesară pentru calitatea procesului de învățământ și pentru creșterea performanței pe care copiii trebuie să recunoaștem că în ultima perioadă au cam neglijat-o. Sigur că ei au nevoie de un efort suplimentar pentru a se adapta noilor condiții și pentru a reveni iarăși în bănci, iarăși în colectivitate, pentru că perioada în care ei au fost izolați sau în care s-au întâlnit mult mai rar cu colegii, au avut consecințe în ceea ce privește comportamentul lor și relaționarea cu ceilalți. La ce anume vă referiți când spuneți că au existat astfel de consecințe? Mă refer la copiii care s-au însingurat, care au ajuns să prefere camera lor fără să simtă nevoia să socializeze, să întâlnească alți copii, să comunice cu alți copii. Și la aceștia contribuie foarte mult starea lor emoțională în actul de a învăța. Și suplimentar trebuie să se aibă grijă de acești copii pentru a se readapta, pentru a învăța să intre în colectivitate și să relaționeze. Pentru că mulți copii am întâlnit care refuzau să mai iasă din camera lor, din fața tabletei sau a telefonului, pentru că aceasta a devenit obișnuința și viața lor. La această categorie m-am referit. Însă și ceilalți, chiar dacă ei au entuziasmul și curiozitatea specifică copiilor care încep, așa cum ați spus, o nouă etapă de viață sau care merg înapoi la școală și au bucuria, dar o bucurie timidă în acest an, de a se reîntoarce la școală. De ce este timidă? Pentru că există aceste emoții negative care însoțesc ziua de mâine și începerea anului școlar, pentru că se interpune teama, se interpune îngrijorarea, cum o să se întâmple, ce o să fie, restricțiile de care ați vorbit,
care sunt greu de suportat pentru copil și este greu să se supună. Chiar dacă ei au învățat acasă, în mediul familial, în momentul în care sunt în colectivitate, ei uită, ei sunt copii, au simt nevoia să se joace, să râdă, să vorbească, să se atingă, ceea ce este normal, firesc și sănătos. Deci, vor percepe că școala este grea pentru că există aceste restricții. De asemenea, emoțiile negative s-ar putea să se interpună între performanța proceselor cognitive și procesul de învățare să fie mult mai greu. Pentru că trebuie să recunoaștem că etapa pe care am încheiat-o, să sperăm că s-a încheiat, a fost un efort pentru copii de a se adapta la varianta online. Și sunt foarte multe consecințe. Copiii privesc diferit școala. Obiceiul de a învăța a fost diferit. Puterea de înțelegere a fost diminuată. Integrarea informațiilor în setul de cunoștințe deja asimilat a fost mult mai dificil. Și atunci tot acest ansamblu cognitiv, emoțional, se răsfrânge într-un comportament diferit, dar și într-o stare de respingere sau de anxietate în ceea ce privește școala. Da, doamna Rosner, avem un set foarte clar de măsuri stabilite de autorități, printre care se numără asigurarea distanțării de cel puțin un metru în sala de clasă, stabilirea unor circuite funcționale, organizarea spațiilor de recreere. Desigur, ele sunt făcute cu bună credință și cu toții ne dorim ca ele să fie respectate pentru a preveni cazurile de îmbolnăvire. Cât de ușor le va fi însă profesorilor să le explice copiilor că până la urmă trebuie să stea la distanță și că trebuie să respecte aceste reguli de armată? Probabil va fi un proces de durată până se acomodează și profesorii vor fi nevoiți să repete de foarte multe ori aceste indicații, pentru că un copil va uita atunci când este în colectiv să se ferească. Poate că sunt copii care au interiorizat aceste reguli mult mai puternic și se feresc, au tot timpul în prim plan aceste reguli. Însă majoritatea copiilor uită atunci când sunt în colectivitate de reguli, pentru că ei se angrenează în discuții, în jocuri, simt nevoia să socializeze și sigur că aceste reguli vor fi poziționate pe un plan secund, le vor neglija. Însă și profesorii și părinții vor fi puși în situația de a repeta, de a le explica până în momentul în care vor înțelege. Dar probabil că de foarte multe ori va fi nevoie să se facă observații într-un mod calm și într-un mod politicos, astfel încât copiii să respecte regulile. Sunt și profesori și părinți care neglijează regulile și atunci pentru acei copii va fi foarte dificil, pentru că primesc informații diferite. Părinții sugerează că nu ar trebui să se supună regulilor, iar la școală primesc aceste seturi de reguli la care trebuie să se supună, dar pe care el nu le acceptă, nu le crede. Da. Și va fi un conflict interior, dar să sperăm că în ansamblu vor fi regulile respectate și nu se va ajunge la modalitatea de a învăța online. De cele mai multe ori, în momentul în care copiii se îmbolnăvesc, sunt testați. Există această permanentă grijă de față de boală, față de măsuri, față de contactul apropiat cu cineva. Desigur, nu știm când se va încheia pandemia, dar există în mediile de specialitate discuții despre urmele, traumele pe care le va lăsa ea în sufletele celor care sunt acum de vârstă școlară? Cu siguranță vor fi consecințe. Indubitabil vor exista repercursiunea acestei perioade, pentru că sunt copii care au debutat în viața școlară în această formă incertă, în care învățământul nu a fost foarte serios și ei nu s-au raportat la școală cu respect și cu implicare. Și atunci, sigur, consecințele în primul rând vor fi la rezultatele școlare, care vor fi diminuate față de potențialul pe care l-au
acești elevi. Pe de altă parte, sigur că pentru cei care au trăit o perioadă în alte condiții și această perioadă s-a interpus și a venit cu atâtea restricții și cu foarte multe frustrări, sigur că vor avea repercusiuni raportarea la școală, dar și raportarea la ce înseamnă responsabilitatea în viață, pentru că un elev are această responsabilitate principală de a merge la școală, de a învăța, de a studia, iar studiul care este atât de important va fi neglijat pentru că nu a fost tratat într-un mod foarte serios și așa cum se face în școală, la lecțiile fizice. Da, aproximativ un minut mai avem din această discuție și aș vrea să vă rog în concluzie să faceți un rezumat a ceea ce ar trebui să rețină părinții pentru ziua de mâine când va suna primul clopoțel anul acesta. Să înțeleagă că este un eveniment pentru copilul lor și trebuie să le insufle o stare de bine și entuziasm pentru că încep școala, să fie implicați în mod pozitiv, fără să fie supărați, nervoși sau să anticipeze lucruri negative în ceea ce privește evoluția pandemiei și în consecință școala, ci să vină cu exemple pozitive și să aibă scenarii pe termen lung, să inducă copilului mental că școala este un loc plăcut, un loc în care învață și în care se pregătește pentru viața de adult. Să extragă lucrurile benefice și plăcute, nu să pună accent pe restricții sau pe alte lucruri care îi aduc părintelui, în primul rând, disconfort. Faptul că este posibilitatea de a reveni la forma online sau anumite nemulțumiri pe care le are. Deci să privească și să inducă mesaje pozitive legate de școală. Să-l ajute pe copil să se bucure, nu să se îngrijoreze. Da, vă mulțumesc foarte mult. Sperăm că aceste sfaturi le vor fi părinților mâine de folos. Psihologul Karen Rosner a fost. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenție. Urmează emisiunea Hai cu noi. Ne revedem la Talk B1 la ora 14. O zi bună tuturor, pe curând!